filmez în condiții de stradă, așa că cer scuze de sunet și de toate. Da, mai ești două lucruri noi care trebuie gustate urgent, din frigider, de la brandul Bon Mamanul, le-am gustat toate felurile, au iaurturi diferite. Lucruri că au apărut tartini, tarte au citron și ea ca red fruit tarte, da? Asta red fruit, ea ca e tartă, cu fructuroși 42%, cereașă, căpșună 97%, da? Coacăză neagră, zmeură, afine și coacăză roșie, dar din făină și din unt e făcută asta crocantă, coaja, da? Whole eggs și ingredientele spre nota 10. Ea ca așa arată tartina, vine în sticlă, încă așa, e tartă, în sticlă vine, 3 lire costă, este 2 unități, cât 75 de grame, și ea ca tarte au citron, la fel e tartă, doar că deja avem cremă, gust de lămâie, într-un pastry case de unt, da, avem ca făină, suc 12%, zahăr, lapte, unt, lapte, ingredientele nota 10, ouă, invert sirop, hol. Mai scurt, e super, arată bine. Des facem un test. Să vedem, eu nici nu știu, e trebuie să scoasă, trebuie să cu lingura, cu furculeța de mâncat, eu nici nu am idei. Nu să văd. Iar e și oare, am dat să încerc să o scot. Nu se primește de scos, pentru că ea e moale și nu degeaba e pus așa de adânc. Pentru că ea ca nu poți să o scoți. Dar des încercăm ca așa să o scoatem, hop, încă așa-i. E foarte subțire, de asta nu se primește. Desdem. Nu, asta e acră. Logică, e a lămâie. Ceva nou interesant. Nu spune că e cel mai bun lucru, dar mie, pur și simplu, lămâie nu-mi place. Dacă îți place acru, a poți să meargă. Dacă asta e de ce eu am vrut să gust. Asta, de cireșă, de căpșun, trebuie să fie mult mai gustoasă. Pentru că eu ador cireșele, căpșuna, cât de cât mai tare merge. Soc roșu. Asta, pe un 6,5. Dar și asta e pe un 7. M-am așteptat la mai mult, nici nu știe ce bună. Parcă am vrut să fie un pic mai bună. Ei da, de testat o mers. Nu știu că azi ingredientele sunt calitative. E a doua zi și eu m-am decis din tartele astea două să iau de fructe roșii încă o dată, pentru că eu uneori mai gust a doua oară ceva nou ce gust pentru prima dată, dacă am îndoieli că nu i-am simțit gustul corect, pentru că uneori, de exemplu, pot mănânc prea multe dulciuri și din cauza asta pot să nu simt gustul normal, pentru că deja sunt supra-saturat, știi, de dulciuri, de mâncare, de tot. Și pot să nu-i simt gustul. Acum sunt încă pe proaspăt. Încă la fel e tarta. Și aș vrea să o gust. Aș vrea să o gust mai pe fresh, aș spune, pentru că eu ieri când am mâncat-o, mâncasem, mi se pare că ceva mai dulce și este probabilitate că să nu fi simțit gustul autentic, așa cum trebuia să el simt, părerea mea. Ia să vedem. Acum. Fructe roșii. Un pic ușor. De obicei, tartele astea sunt într-o crustă crocantă. Nu moale. Deci e moale și încă e sticlă. 3 lire costă, apropo, este 2 unități. La reducere, probabil, dacă ar fi, ar costa vreo 2, tot de o unitate. Da, da, primul loc avem într-adevăr fructe. Părerea tare nu mi-o schimb. Merge. Nu și nu știe și smor după dânsa. Da, cu un piculeț e mai bună. Totuși când nu ești tare, să tot o picătură. Nu cu mult, cu 0.5 așa nota ar crește față de ieri. Ok, am găsit de la brandul Bon Maman încă ceva nou. Eu din iaurturi și din mici și mari am gustat cu abricos acolo, este cu abricos mai mic, este cu rădăcină, ruhap se numește, rădăcină de sfeclă roșie, ceva de genul. Mă dă în călduri de nu mai pot.
dar și de căpșună, tot cu rădăcina ce am mâncat din Aestea Mare. Și ca din Aestea Mare văd că este iaurt cu violet fig, da? Eu de asta încă nu ți-l minte să fiu mâncat. Ingredientele ca la Bon Maman brand francez e nota 10, chiar produs în Franța. Avem lapte de... avem iaurt de lapte de grăsime integrală, adică total nu degresat, 71% preparații, 25% de fig, da, avem 45% de fig, zahăr, piure de fig, 15%, niște suc de lămâie concentrat aici și gata. Adică ingredientele sunt 4 în cruce, fete naturale, nota 10 în ingredientele, adică no comment. Deci frumos arată, exact ca la parcă bunica treaba asta deasupra. Da, și că mie fructul acesta, el când e sezonul, îmi place, el e gustos fructul acesta când într-adevăr e la sezon. Și acum să vedem cum e. Eu deja văd fructul, pur și simplu, ingredientele într-adevăr e nota 10. Lapte de, din lapte de grăsime integrală e făcut iaurtul. Văd fructele întregi. Chiar într-adevăr e ingrediente minimi. Maximal de naturale, super calitativ făcut și bucăți mari de fructe, uite alea, încă este ia fructe, uite alea, stăte bucățile astea mari, stăte tot fruct. Trăbat, ia? Într-adevăr se simte bucăți de fructe. Iaurtul e foarte calitativ, gustos. Era ideal dacă în loc de zahăr folosim niște îndulșitori, sucraloză, ceva. În genere era super. Era și încă și fără zahăr. Nota 8. Bun. Și ce desert eu din toate care am gustat la Bon Maman, mausuri diferite, orez, ca crem caramel de asta, niciodată n-am ajuns să gust. Toate după ingrediente ar trebui să-mi placă, că e ceva interesant. E un desert, crem caramel produs de Franța. Avem cremă de caramel coaptă, ingrediente. Lapte, de grăsime întreagă, whole milk, frișcă de lapte, 30% aproape caramel, zahăr, apă, amidon, 11% ou întreg, 9.8% zahăr și gălbenuș de ou, 7.1%. Deci, practic, lapte, ou, lapte, ou și zahăr. Ok. Așa arată. Lapte, ou și zahăr și caramel. Adică caramel, mai corect spus. Dar trebuie să-mi plac ca tare, dacă e ou, e... mie cremă de ou îmi place, doar mie custardul îmi place. Îmi dați zi-mi crema asta de ou deasupra. Fac ceva acuș și în cuptor. Băi, dar e bună. Îmi place. Așa că aici de desubt e caramelă lichidă. Spunește că trebuie de mixat. Caramela toată e la fund și ouă și gălbenușul de ouă, toată laptele asta, toată formația asta e deasupra. Înseamnă că trebuie ăștia așa e de mixat. E ca așa ea. Să vedem caramel cum e. Nu rău. Zahăr, caramela e zahăr. Nu e din lapte condensat, dar oricum avem lapte, frișcă, ou, gălbenuș de ou, e ca un fel de cremă de ou, de custard, numai că e caramelă. Creme brûlée. Am văzut pe internet tot niște review-uri la de asta și am vrut și eu să gust. Ce avem aici? Produs de France, Bon Maman, brandul super turbat. Ce-i scris aici? Dairy dessert, dessert de lapte, adică de lactate, mai corect în traducere. Avem așa frișcă din lapte, 38%. Lapte degresat, zahăr, gălbenuș de ou, ou întreg 7%, vanila naturală, sămânță de vanilă și toppingul 4%, e caramelă,
Zahăr, sirop de glucoză, preparat cu vanilla seeds, mai bine, bla, bla. Ingredientele, nota 10. Avem ceva instrucțiuni și văd că este un pachet aici deasupra. Este un pachet, probabil trebuie să făcut de pus deasupra, dar e ce trebuie să fie scris. Remove the lid and sprinkle the contents of the search evenly. Aha. Trebuiește mai scurt de la pachetul acesta deasupra. Dar e lipită dracului de tare. Cu un fel de silicon. Op, e ca așa un pachet. Și scris că egal de știi, desert și trebuie de așteptat un minut. Ok, înseamnă că să așteptăm și am să revim pe știu un minut, dar să vedem cum e, că să îl văd și eu și voi prima dată. Deci, practic, ce avem aici? Avem frișcă, acolo era lapte și cu gălbenuș de ou și ou întreg. Aici tot avem ou, tot gălbenuș, doar că aici, în loc de lapte, e deodată frișcă și lapte de gresat. Aha. Păi, până când? E așa, în sticlă vine, semințe de vanilie. Dezdem... asta și este pachetul de caramelă, băi. Aici precis că e caramela. Da, e zahărul ăsta brun. Așa, egal trebuie, știi? El probabil că o stopească. Că e creme brulee, doar vine cu un fel de zahăr deasupra. Da. Pentru că el, dacă așa să te uit, așa. Așa, îl punem frumos. Un fel de caramel arsă. E ca cei ce scris aici, caramel, stă în pachet, sirop de glucoză și zahăr. Și el din albia, că într-adevăr trebuie să arate ea ca așa. Nu e ca așa arată. Eu cât vorbesc așa, el taman stă, el trebuie să topească un pic, probabil. Da, singura diferență că și frișcă, adică e un pic mai multă grăsime ca în crem de caramel. Crem brulee. El intră în interacțiuni cu ăsta. De obicei, când ți-l aduci ăsta în restaurant, ți-l arde cu foc zahărul ăsta. Parcă în microunde nu trebuie să de pus, că el vine rece. Haide să vedem, să gustăm. Așa e? Nu e rău. Eu știu că să-mi placă pentru că e ceva similar ca cum crema de ou, custard. Când îi numește așa. Mi-mi place custard slice. E custard ăsta, capurile astea. Tarte. Portughez tart tot îmi place, e ca tot e cu ceva similar. Doar că asta dă un pic mai gras ca crem de caramel. Pentru că acolo e lapte cu ou. Dar aici e frișc și e vanilie. Și nu știu, un pic mai gras, un pic mai cheesecake, așa. Păi, nu mă dau un vânt să zic mor. Nu e nici rea. Dar nici că m-aș mai duce și aș mai cumpăra încă de vreo 10 ori. Adică să zici că m-aș întoarce. Nu e desertul pe care m-aș întoarce. Ea merge, pe un 8 așa merge. Noi cum nu e rău, ou, lapte. Mie îmi plac lactatele. De la Bon Maman, eu am gustat madeline obișnuite, acestea sunt fel de copturi de unt și vanilie, da, clasice, și cu ou făcute, sunt foarte gustoase, acestea sunt clasice, acestea sunt ciocolată un pic, și acestea sunt de lămâie, le-am gustat de lămâie, nu prea acestea clasice, acestea sunt cu ciocolată un pic mai bune, dar și din nou ce a apărut, e că este cu afine, da, care sunt și sunt petit, e că acestea cakes cu mai multe fructe mai interesante, și tartinele astea de
zmeuri mă gândesc să le probez. Că din toate acestea, ca ciocolată, clar, cel mai bun, e de la Mâinus Amator și cam asta e. Salutare! Am venit de la Sainsbury's, da, am aici o cafea de caf, fără cafeină și am decis să iau, da, cum v-am arătat acolo, ceva nou de la Bon Maman, da, eu am mâncat de la mâini obișnuite, cele care cu ou cu unt, de ciocolată gustoasă și am decis ca să gust de tahini. Ce este? Madeline, da? Madeline este un fel de cake-uri, de niște copturi, ca un fel de sponge cake. Da, e sponge cake, doar că e făcut din făină, din unt, din ouă 23%, ca afini 11%, preparat 5 cu zahăr, unt. Acelea care sunt madelinile obișnuite, ele sunt pe primul loc au unt, ele sunt foarte grase. Aici e făină, care sunt mixate cu alte lucruri. Mă dă în călduri, de la glucidi. Și ele vin împachetate, separat, cred așa. Deci vin cu afini cum îs. Le-am văzut de ceva timp, dar nu le-am gustat, nu știu de ce. E ca așa, un fel de scoici. Un fel de muffin de afini. Dar se numește Madeline. Este un brand calitativ. Bun, mama, am lăsat multe lucruri de la ei. Ingrediente foarte calitative. E cam ca un muffin. Nu mare diferență. Exact muffin. Sincer. E gustoasă, îmi place. Nu e rea. Sunt ingredientele, într-adevăr, sunt bune. Făină, ouă, e pachet. Și ea ca petit cakes. Da, ce avem după descriere. Small cake cu macerated și fruits, candied fruits and dried fruits. Adică fructe și uscate și în glazură ceva și macerate, nici nu știu ce. Așa, avem făină, ouă, unt, da, zahăr. Avem stafidi în rom, 8.6%. Portocală, semi-candy, da, 7.6%, da, cu zahăr. Cu suc de lămâie, concentrat. Așa, cranberry, fel de coacă roșie, uscată, vanilie și gust de portocală. Da, și astea sunt cake-uri. Bine că vin așa împachetate frumos. La textură ele sunt moi. Sponge cake. Sunt gustoasă. Nu ies așa finele, nu sunt mare amator. Mai mult îmi place așa ceva, stafidii, cranberry. Și cranberry nu prea îmi place, când e prea acru, dacă nu e în combinație cu stafidii, e destul de gustos. Acestea sunt pe 7.5, acestea sunt pe 8, dar sunt gustoasă. Din sponge cake-uri sunt destul de gustoasă, nu sunt rele deloc. Și de la Bon Maman, tartelele astea, cum se numesc, tarteletes, framboise. Așa, cum e scris după descriere, unii limba engleză aici, raspberry tartlet, adică tarte cu zmeură, zahăr, făină moale, prima dată văd scris soft wheat flour, ok, piure de zmeură, piure concentrată de zmeură, 8.5% în total, unt, sirop, ulei de floare soarelui, piure de măr concentrat, 1.9, ouă, fructul pasiunii, suc, și gust de zmeură. Ok. Așa. Micuță de tot. Mâncate tartine, da. Tartele de obicei sunt moi, dar este crocante. Tartele sunt de unt.
simte. Sunt dulci, tare. Zmeronul e preferata mea, da? Nu sunt rele. Merg. Prea 7, merg. Au apărut două gusturi noi. Nu, două gusturi noi. Au apărut o categorie nouă de mouse cu două gusturi și le-am luat ambele. E mousse, dacă cum se spune, ciocolată. Dar pentru prima dată nu o să fie simplu, dar o să fie combinat cu ceva. Aici avem cu pară, crim, da, din lapte, 29%, piere 28%, lapte degresat, zahăr, apă, dark chocolate 1.5%, milk chocolate powder, nu știu, scurt, pudră de cacao și rest. Deci, baza e că Bon Maman e brand francez, importat direct de acolo. Unde-i? Adresa Bibiars Sur Cere, Franța. Mai scurt, nu mai contează. Că așa arată. Eu am mâncat mus de la ei, de căpșună, de nu de portocală, dar de mandarin. Pe urmă de asta. Ce mai era ceva? Ce nu că am mai mâncat? Deci, a, da, apropo, pir în ciocolat mousse, adică ești mousse-ul dublat. Pir în vanilla flavored mousse topped with a chocolate sauce. A, este sos de ciocolată, dar mousse-ul de vanilie și pară. Bine. Ce obțin mousse, nu-i ciocolată? Bucăți de piere înăuntru. Nu mă ca un fel de smântână bătută iescă. Frișca nu prea îmi place. Dar și musul ăsta nu-i departe de frișă. Nu știu ce, dar mie nu-mi plac deserturile astea aerisite. Așa pufoasă. Care cum aia parcă înăuntru. Băi, pară nu-ți prea simte. E slăbuț. E ca desert așa pufos. Dacă îți place, gustul cât de pară așa light, merge. Ciocolata tot nu sunt încântat de ea. Trebuie să vedem, poate este altă e mai bun. Cherry and milk chocolate mousse. Da, de cereașă și ciocolată de lapte. Și cu cherry coolies. Asta probabil că e, cum îi spune, un fel de dulceață de cereașă, așa cum ar fi. Să vedem ce avem aici. Cream 23, cherry 22, cherry puree 13, milk chocolate 6. Ok, așa trebuie să arate, încă mousse și cu sos. De obicei la ei, mousse-ul acesta era pur și simplu fără nimic. Da să vedem cherry coolies. Simte ciocolata, dar bine că nu-i neagră. Dar cherry coolies-ul este și asta. Strană combinația asta la gust. Speram cireașul să-mi placă mai tare, dacă sincer. Dar ambele nu sunt niște ce. Maxim pe un 7, aș spune. M-am așteptat un pic la mai mult special de cereaș. Un desert nou de la Bon Maman. Nu am luat de Ruhard, nu știu cum se numește, un fel de sparj mizerabil. Și alea chiar niciodată nu mi-a plăcut. Am luat de căpșonul, nu avea sens eu de cele că niciodată nu mi-a plăcut. Așa e desert, ce se numește, brand francez, frais, strawberry și bla bla, nu înțeleg nică. Compotă de căpșun cu cream topping. Da, probabil. 61% căpșună, crim 19%, din lapte, logic, dar nici poate să mai fie. Din sticlă. Că așa e. Cum e împachetat, parcă ca la publicitate, ca prin publicitate, ca bunica, cum acolo era. Foarte autentic la ei.
marginea asta, văd că tot așa e. Așa, asta e combinație. Фришка, сел смотрю на чофи, да сведем шкапшуна. Капшуни. Факутим прямо рацитишку. Комфилди фришка, но не фришка, но и выпьем крем. Tot un fel de cremă ceva bătută. Păi sunt căpșune. Și pot spun. Nu-i rău, cel puțin nu-i zmeură. Mie căpșunile mele tare îmi plac ca zmeură. De la bon moment, sufle, conteau, nu știu cum, nu știu ce a apărut, ce avem. French rețete, ingrediente, fluffy dessert, rupos, portocală, din lichior cointreau, așa, lapte, albușuri de ou, 90%, galbenușuri, zahăr, smântână, unt, lichior 7.8%. Încă așa arată când e împachetat, încă așa când e deschis. E pe un 7 maxim, adică nimic special, aduce alcool, un somator de alcool la portocală, dar am mâncat sufleuri mai bune. Dar ingredientele sunt de calitate nota 10.